Soț și soție loviți pe trecerea de pietoni în Baia Mare. Bărbatul a fost luat pe capote de un șofer neatent, transmite ziarul de baiamare.ro. Cei doi soți traversau astăzi la orele amiezii unul dintre cele mai aglomerate bulevarde din oraș, printr-un loc marcat. Una dintre mașinile care venea din dreapta lor a oprit, dându-le prioritate, în timp ce un alt autoturism din aceeași direcție nu a mai oprit și a lovit în plin. Eram pe trecere și am venit niciodată în mine. Sănătate. Și m-a oprit cu roata la picior. Ce ziceți? Ce s-a întâmplat? Am traversat strada regulamentar, a oprit prima mașină, a doua ținut, mi-a luat în plin. Pe soție a oprit-o cu piciorul sub roată, pe mine pe capotă și m-a aruncat. Doar se văd loviturile, se vede capota îndoită. Femeia a primit îngrijiri medicale la fața locului, iar apoi ambulanța a transportat-o la spital pentru investigații amănunțite. Șoferul vinovat de accident spune că nu avea vizibilitate. N-am văzut nimic de soare. Este soare, nu am văzut nimic de soare. Pare rău. Ați avut și viteză? N-am avut viteză, este invitatorul obiectiv și n-am avut viteză. În cauză s-a deschis un dosar penal, iar polițiștii continuă cercetările în acest caz.